mașini românești, nemțești, americane, cu volan pe stânga sau pe dreapta, hidramate sau nu, toate pot fi cumpărate la prețuri foarte mici, satisfăcând dorințele românilor de a cheltui bani puțin pe autoturisme excentrice. Indiferent de marca mașinii pe care vor să o cumpere, românii găsesc în parcurile auto 10 de modele cu mult sub prețul pieței. Indiferent de buget, fiecare își găsește mașina ideală. Vânzătorii fac oferte tentante pentru a-și vinde marfa cât mai repede. Vând un Audi A4 din 2003, volan pe dreapta, matriculată pe România, are prețul de 2700 negociabil. Ce pot să spun? Mașina are mai multe dotări, airbag, ABS, senzor de parcare, de ploaie, scaun reglabil, încălzire în scaun și la prețul ăsta e foarte bună, nu știu ce pot să spun. Cât costă ea nouă? Ea nouă ar costa undeva la 7.000 de euro. Dat fiind faptul că e cu volan pe dreapta, ăsta ar fi prețul care pot să-l dau eu. Consumul foarte mare de combustibil pe care îl au anumite mașini sau nevoia urgentă de bani îi determină pe proprietari să le vândă. Cei mai fericiți sunt cumpărătorii, profită de oportunități și se aleg cu autoturisme moderne. Foarte scăzute. O mare lume a bani. Și dotările? Și dotările încep să tindă spre top. Prețul crește cu cât dotările sunt mai complete. Cam ce buget aveți pentru a vă cumpăra o mașină? 10-15 mii. Prețurile la mașini, acum ce să spun, sunt funcție de, și de taxă și de motorizare, sunt, cred că sunt în regulă undeva, sunt bine, da. Preferați o mașină second hand sau una nouă? Păi dacă aș avea, dacă aș dispune de banii, normal că aș prefera nouă, dar și una second hand adusă din afară, o taxă de mediu corespunzătoare, plătim, da. Da. Ce buget aveți pentru o mașină second hand? Undeva la 5-6 mii de euro, 7 mii. Deși mașinile noi sunt uneori și de două ori mai scumpe, anumiți conducători auto preferă să le cumpere direct de la producător pentru a nu-și risca banii investiți. Părerea mea nu e un lucru de așa foarte serios. De ce? Pentru că nu știi ce cumperi, pur și simplu. Chiar și așa, în ultimul an, numărul mașinilor înmatriculate în România au crescut cu peste 10% comparativ cu anul 2014.